Cartea pe care ne-a dăruit nu trebuiește, este o experiență până la urmă bune și cred că este o parte din sufletul lui pe care discreția care îl caracterizează omul nu dorește să o etaleze. Această parte este o hrană consistentă din care el își trage seva. Claude Grande este un aristocrat născut în pământ. Și este un iubitor de muzică adevărată care îl mistuie. Ceea ce cred eu că este foarte important pentru un om pământian care vrea și urmește cerul. Dacă nu ești un aristocrat adevărat pe pământ, n-ai cum să fii cetățean al Împărăției lui Dumnezeu, unde aristocrația este la cea mai înaltă cotă. Și dacă nu trăiești pe pământ atmosfera cerului, n-ai cum să te bucuri atunci când Dumnezeu ți-o va dărui. Și de mai departe, Laurian, din ceea ce este, își dorește și crede ferm că are o casă asigurată în Împărăția lui Dumnezeu, unde sunt multe locașe. Și că n-are necesitate să și atunci, ca un teolog adevărat, care își trăiește experiența vieții duhovnicești, are această certitudine, dacă putem avea, deși eu o mai retez și cred că nu este o atitudine originistă, dimpotrivă, totuși, asta. Dar cred că el are această certitudine în mântuirea sufletului, care vine ca darul lui Dumnezeu și nu ca rezultat al efortului nostru personal. De asemenea, Laurian, deși încă nu este însulat, este căsătorit, are discipol. Și prezența noastră aici spune acest lucru. E adevărat că unii suntem mai în vârstă decât el și alții suntem mai bine decât el, dar discipolul nu presupune vârsta și Laurian știe să influențeze destine. Și în bine și în rău. Pentru că până la urmă, omul
rămâne